Bună dimineața, Iona, bună dimineața tuturor! Iată care sunt previziunile astrologice de astăzi. Perbec, nu este o zi potrivită pentru întâlniri cu prietenii sau pentru afaceri. Sunteți mofturoși și nu prea aveți chef de vorbă. Recomandarea astrologului pentru azi este să amânați cumpărăturile și deciziile privind investițiile, pentru că riscați să luați decizii neinspirate. Pe plan sentimental, totul este în regulă. Vă sfătuim totuși să acordați mai multă atenție persoanei iubite. Taur, astăzi astrologul vă recomandă să nu vă asumați prea multe responsabilități pentru că există riscul să nu vă iasă mare lucru. S-ar putea să primiți o mână de ajutor de unde nu vă așteptați. Spre seară mergeți la prieteni și uitați de toate problemele de peste zi. Gemeni, dimineața s-ar putea să fiți cam confuz și să aveți probleme de comunicare. Se pare că intuiția nu funcționează prea bine azi, așa că astrologul vă recomandă să nu mergeți la risc. Vă sfătuim să nu neglijați odihna. Chiar este necesar să vă reîncărcați bateriile. Rac. Astăzi astrologul vă sfătuiește să evitați afacerile la marginea legii pentru că riscați să aveți probleme. Nu este o zi favorabilă pentru investiții și planuri de viitor. În schimb, relațiile sentimentale vă pot oferi satisfacții deosebite. Leu, ținând cont de faptul că simțul practic ar putea fi mai diminuat, astrologul vă semnalează că nu este momentul să începeți activitățile dificile. Ar fi bine să nu luați nicio inițiativă la locul de muncă sau în afaceri pentru că s-ar putea să nu fiți prea inspirat. Fecioară, dimineața s-ar putea să fiți puțin confuz, motiv pentru care există riscul să nu reușiți să vă faceți înțeles corect. Astrologul vă sfătuiește să vă exprimați cât mai limpede și să vă puneți ordine în idei. Dacă doriți să cumpărați un obiect de valoare, nu încercați să-i faceți partenerului de viață o surpriză. Este de preferat să vă sfătuiți înainte de a da banii. Balanță. Deși vă simțiți în formă, s-ar putea să descoperiți că nu prea aveți spor și că nu vă reușește mai nimic. Contextul astral de azi vă poate face să nu fiți prea realist. Astrologul vă sfătuiește să nu forțați lucrurile pentru că există riscul să provocați discuții aprinse. Scorpion, primiți o sumă importantă de la o persoană mai în vârstă din familie și începeți să vă faceți planuri. Astrologul vă sfătuiește să nu vă pripiți pentru că vă lipsește simțul practic și s-ar putea să suferiți o pierdere. Înainte de a lua o decizie, ați face bine să vă consultați cu partenerul de viață. Săgetător, dimineața s-ar putea să aveți probleme la locul de muncă dacă nu reușiți să vă concentrați. Astrologul vă sfătuiește să nu vă implicați în bârfele celor din jur, pentru că mai târziu riscați să aveți parte de reproșuri. După amiază vă regăsiți buna dispoziție. Nu este exclus să petreceți o seară romantică. Capricorn, în prima parte a zilei sunteți confuz și indispus. Astrologul vă recomandă să nu vă asumați riscuri, pentru că șansele de reușită sunt minime. Dacă aveți ocazia să vă relaxați într-un fel sau altul, nu stați pe gânduri. Ar fi bine să vă menajați sănătatea. Vărsător, aveți planuri mari, în special în domeniul financiar, dar încă nu reușiți să vedeți semne încurajatoare. Astrologul vă sfătuiește să aveți răbdare și să vă organizați cât mai bine timpul. Ar fi bine să țineți cont de sugestiile unei femei mai în vârstă. Pești, dimineața s-ar putea să constatați că sunteți foarte sensibili și nu vă convine nimic. Ar fi bine să aveți grijă cum vă purtați cu colegii ca să nu tensionați relațiile. Astrologul vă recomandă să vă temperați tendința de a vă impune punctul de vedere cu orice preț. Spre seară, un prieten vă va da o veste bună care reușește să vă ridice moralul. Vă mulțumesc pentru atenție, eu sunt Andra Harată și ne revedem și mâine la Dale Dimineții!